Primarul Constantin Toma a tăiat astăzi panglica inaugurală și împreună cu directorul de la piețe, târguri și oboare au deschis oficial cea mai nouă piață din oraș. Încercăm să modernizăm toate piețele din Buzău. Este cazul, vom face și altele noi. În concurența asta deosebită cu supermarketurile nu este deloc ușor. Trebuie să oferim o șansă producătorilor, în general producătorilor, buzoieni în mod special. Și sperăm în anul ăsta, până la sfârșitul anului, să aducem mai multe modificări importante pentru funcționarea pe timp de vreme rece, iarnă, în piața centrală. Bineînțeles, în perspectivă va fi și o piață angro, cu toată logistica de frig, pe o suprafață mare, o piață angro acoperită, în care sperăm că toți producătorii din județul Buzău să vină acolo, să putem să le asigurăm condiții de depozitare, iar în condițiile în care au clientela, să ofere acea marfă. Primarul a făcut un tur al pieței și a stat de vorbă cu vânzătorii, ale căror tarabe erau deja pline cu zarzavaturi, legume, fructe sau flori. Sperăm că v-am oferit niște condiții mai bune față de cele mai bune din oraș. Foarte bune. Cele mai bune din oraș. Trebuie să le facem pe toate. Este un început, așa cum ați promis și dumneavoastră, modernizăm ușor-ușor toate piețele din municipiul Buzău. Condițiile sunt bune. Erați aici înainte? Da, am fost și în piața veche, care a luat foc. Uh-huh. Și da. Cum? Atunci era mai rău? Nu, n-a fost mai bine. Acum e cel mai bine. Din toate trei piețe câte le-am... Și v-ați interesat? Aveți și căldură iarna? Păi au spus că ar pune ceva, dar deocamdată urmează. Dar prețul cum vi se pare? Păi nu, tot aceeași chirie avem. Aceeași? De 375. 3 milioane pe lună. Locuiți aici, în zonă, nu? Aici locuiesc, da. Cum să mi se pare? Foarte frumos față de cum a fost cu prelata aia și cu parcă era un cort. E foarte frumos. Mai tot așa. Piața centrală? Nu. Dar nu m-am dus nici până acum. Noi locuim aici în cartier și aici e zona în care noi venim. Noi, mai ales pensionari, de când ne-a luat și abonamentele pe toate traseele, venim acum aici. Felicită, domnul primar. Dar aici prețurile sunt un pic mai mari decât... Auziți, zic că să plătesc autobuzul să mă duc la piață cu banii ei, dau diferența și cumpăr de aici. Tarabele au fost închiriate tot de vânzătorii care sunt în piața Crâng încă de la înființarea ei și care au avut de îndurat condiții vitrege, mai ales pe timpul iernilor. Probleme și mizerii, și frigul, marfa deteriorată, nu puteai să-i dai omului marfa stricată, preferai să o arunci decât să-i o dai omului, că omul îți dădea bani pe aia, trebuia să-i dai marfă bună. A doua oară nu mai venea, dar vedea de marfa deteriorată. Cea mai nouă piață din oraș nu este încă ocupată în întregime, dar procesul de licitație a spațiilor comerciale se află în derulare. Care este următoarea investiție? Următoarea investiție o preconizăm că va fi anul acesta, în urma discuțiilor purtate atât cu primăria și cu proiectantul, arhitectul care a proiectat piața centrală. Sperăm că va fi un proiect benefic buzoienilor și comercianților pentru piața centrală. Anul acesta. Ne dorim cu toții să realizăm acest lucru. În prima zi, acum, cât la sută este închiriat? Din tonete sunt, cred că, 80% închiriate, deci din 10 tonete avem 8 închiriate, iar spațiile comerciale care le vedeți și dumneavoastră în momentul de față sunt într-un proces de licitație publică, care se va termina pe data de 10 mai, ulterior urmând să intre și în aceste spații comercianți cu profil agroalimentar. În curând, societatea va prelua și piețele care erau administrate de Urbiserv, inclusiv piața de flori. În general, investițiile pentru modernizarea piețelor, târgurilor și oboarelor din municipiu se vor face din fonduri proprii, iar acolo unde va fi cazul, va da și primăria o mână de ajutor. În următoarea perioadă se fac ultimele pregătiri pentru deschiderea drăgăicii.